Hei, 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 bună, bună, dragii mei, eu sunt Dorel și astăzi continuăm partida de vânătoare. Știți bine care am început o dată trecută în The Hunter Call of the Wild. Bineînțeles, suntem aici alături de Ilie Bădilă, încă el a avut probleme cu lupii, iar eu am un cerb aici, în apropiere. Așa că mergem încetişor, cu speranța că nu ne va simți și reușim să-l dăm jos. Sincer, nu știu la câte kilograme o fi. Ideea e că se aude foarte, foarte aproape, undeva din această zonă. Așa că mi se pare că l-am auzit. Așa că ne ducem după el. Păi nu. Mergem cât mai încet, cu speranța că nu ne aude. Și sper eu să reușesc să-l pun la pământ. Mai ales dacă mai are ceva coarne frumoase. Abia aștept. Îți dai seama cum vor sta acelea pe perete? Wow! Superb, superb! Cam înăltuță vegetația pe aici. Slabe șanse. Doar dacă mai sună vreodată din goarnă. Ok. Cred că ar fi trebuit să-i aud pașii dacă se mișca sau dacă era în zonă. Undeva din zona aceasta s-a auzit. Oare să fi fugit? Uite-l! Oh, ce frumos e! Ce frumos e! Ce frumos e! Cred că a murit acolo. Cred că a murit acolo, mamă, dar ce frumos a fost. Bă, ce frumos era, bă, și cum stătea el acolo, bă, nebunilor, ești nebun. Nu-mi vine să cred. Mamă, ce frumos. Un mega exemplar, bobiță. Interesant, interesant. Ia uite ce i-am dat, n-a mers mult, n-a rezistat mult, i-am dat bine. Ia uite. Ce vorbești, bă? Și l-am nimerit și a doua oară, mamă ce coarne faine are. Păcat că a căzut cu cap în boschetul ăsta, ia uite, bobiță. Uite, bă, ce cer frumos, mă. Silver nici nu era cum altfel, bobiță. Wow! Superb! Superb! Rangerul ăsta își face treaba. Își face treaba. Uite ce coarne frumoase. Ce mai vrei, mă? N-ai cum! N-ai cum! Și am luat XP o grămadă. Wow! Super! Super! Ne putem cumpăra și noi 338 pentru animale ceva mai mari. Așa că e bine. E bine, e bine. Ia să vedem pe unde suntem. Ok. Pe aici ar trebui să găsim, cred că, o casă ceva dacă mergem mai în față. Sau, nu știu. Outpost. Bă, dar ce l-am ginit, bă, băiatule. Ok. Se pare că nu e nimic aici.
aveam impresia că e capăt de linie și ziceam că, bă, s-ar putea să fie ceva, dar nu, nu, nu. Nu e, dar nu e nimic. Avem și noi. 2334, am avut de data trecută mistreția aia. Astăzi. Acum căpriorul sau cerbul. Căpriorul, eu îi spun căprior că așa îmi place cum se aude. Dar ăsta era cerb. Te-ai scos? Da, el e tot acolo în zona aceea. El cu lupii are treabă. Ia uite. A, uite la el acolo câtă energie. Câtă energie pe el. Ăștia sunt agresivi. Păi ce vrei să te pupe când te văd? Băile, ce dracu vrei să joci tu? Nu te mai înțeleg. Tu așa, tu așa. Opa, ce e acolo? O casă? Nu, e o piatră, cred că. E o piatră. Opa! Shit, ce mare e! Ce frumos e! Ce frumos e! 6 hard. Cu ăsta număr îți dau 270. Și la distanța asta să mă apropii mai mult, oare? Hai să mă apropii mai mult. Păi ești nebun la cap. E hard. Edita mai cerbu acolo. I-am văzut coarnele când m-am uitat cu binocleu. Oare ne simte? Nu cred că ne-a simțit. Nu cred că ne-a simțit. E totuși destul de departe. Mamă! Totuși, dacă prin lovitură bună aș putea să-i dau și cu 2-4-3, eu sincer să fiu. Cu Ranger-ul. Hai să dăm cu Ranger-ul mai bine. Prindem și un scor bun, știi, dacă îi dăm de aproape. Să nu pleci. Mamă, dar ce frumos e. E un exemplar foarte, foarte reușit. Numai coarele alea, cred că fac o grămadă de bani, ești nebun la cap. Uite, la acolo e. Ei, n-ai treabă, bă, băiatul, e... E pe ele acolo. Uite. M-aș bucura să mă apropii cât mai mult să pot să-i dau fix acolo unde îl doare mai tare. Ok. Ne-a auzit oare? Nu ne-a auzit. Am văzut că a ridicat capul sus, am zis, bă, tai un pic, ăsta ne-a auzit, dar nu ne-a auzit, bobiță. Nu ne-a auzit. Mamă, tu îți dai seama că am curaj să merg și în coate pentru ăsta. Doar să ajung la el la cât mai aproape acolo. Mamă, ăsta e mai idolofan ca ăla. Are coarne mai mari ca celălalt, care l-am altoit mai devreme. E acolo. E tot acolo.
stau cu ochii pe el să nu-l pierd. Și 2 de metri până acolo. Cred că aș putea să-i dau și la distanța asta. Mi-e frică să nu-l pierd. S-a oprit. Mă dau un pic mai în stânga să fiu fix în direcția lui. Și i-am dat fix în inimă. Sau cel puțin așa sper. L-am mai nimerit odată. Și i-am mai dat odată. 3 focuri. Și l-am mai atins odată. Cred că l-am mai atins odată. Ok. Hai să vedem. Oricum, am tras de 3 ori în el. Ar trebui să-l găsim. Fără doar și poate ar trebui să-l găsim. Superb, superb. Cred că i-am tras bine din prima. Da, i-am tras bine, rău de tot i-am dat. I-am dat bine. Bun, 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 bun. Totuși e un cerb hard. De așteptat să fi mers, să fi fugit atât de mult. Cu toate că i-am dat hit, i-am dat destul de bine. În zona inimii i-am dat. Chiar sunt curios unde a căzut. Ăsta nu cred că am cum să-l pierd. La cât de mult am tras în el și la cât de bine, nu am cum să pierd exemplarul ăsta. Low. What? Uite-l. Uite-l. E, așa mai stăm de vorbă. Ia uite-l ce coarne are și ăsta, bă, băiatule, bă, băiatule, bă, uite, bă, ce frumos e, mă. Bronz. Nu-i nimic. Asta din cauza la armă, păi cum se poate așa ceva, că totuși i-am dat cu Ranger 5. Primul a fost incredibil, primul. Ultimul l-am atins un pic, vedeți, jos la gamba acolo. Da, primul i-am dat bine de tot, bine de tot i-am dat cu primul. Ok, ok, e bine, e bine, ne ținem bine de tot. M-a fugărit un pic, ați văzut? M-a fugărit un pic răutatea asta mică. Bine, nu-mi pare rău, pentru că a fost superb, superb. Uite să vedem dacă mai e ceva prin zona pe aici. Până acum, 2 cerbi, dar frumoși. Frumoși. 2 cerbi frumoși. Chiar să rămân numai cu ăștia și sunt foarte mulțumit, sincer să fiu. Foarte mulțumit sunt. Chiar am avut două trofee superbe. Ia uite că am dat și de berbecuți. Unde ești, berbecuți? Pe acolo, pe undeva a sunat. Mergem pe acolo. Păi da, dacă ieși și ne ceri. Păi cum? Vin la tine, bobiță. Uite-l.
Nu cred că l-am nimerit. Mamă, câți e? Mamă, a fost o grămadă. Uite că mai e unul acolo. Cred că a fugit și ăla. Nu mai văd. Uite-l. Mamă, câți erau acolo, ești nebun? Ok, hai să mergem până acolo să vedem dacă am prins vreunul. Chiar sunt curios. Chiar sunt curios, mega curios dacă am reușit să găsesc vreunul pe jos pe acolo. Dacă o să găsesc urmă de sânge mă interesează și după aceea să am speranțe la un trofeu. Oricum, nu am tras rău deloc. Dacă nu am nimerit, înseamnă că a fost pur ghinion. Nu dau vina pe nimeni. Ia. Se auzea ceva din dreapta. Mamă, dar ce... Erau câțiva berbecuți acolo. Să fim realiști. Nu au fost puțini. Ia să vedem. Acum pe dâmbul ăsta erau. Ia să vedem dacă am nimerit ceva. Se vede cu albastru ceva. Posibil? Eu nu vreau lupi. Nu sunt pregătit pentru lupi. Se pare că nu am nimerit nimic noi. Mamă! Se aud foarte... Oh! Nu se poate! Îmi pregătesc 270 dacă e. Unde sunt ăștia, mă? Ia uite! A, nu, e berbecul. Ia uite câți berbeci sunt. Bun, și unde sunt lupii? Păi ești nebun? Am dat peste lupi. Păi nu vreau lupi. Uite-l. What the hell? Să trag în el? Nu l-am nimerit. Nu cred că l-am nimerit. E bine că măcar l-am fugărit. Ok. Mamă, dar câți erau, câți... Se auzeau aici foarte, foarte mulți. Berbecii au plecat. Ok. Nu e problemă de război. Sper să nu dau peste vreo haită de lupi. Eu nu cred că ăla era singur acolo. Dar na, știu eu. Acum că am tras...
Totuși, hai să merg în partea aceea. Poate l-am nimerit. Nu? Mai știi? N-am tras rău prima dată când am tras, adică aș putea spera că l-am atins. Urma de lup. S-a dus. Sau nu s-a dus. Ideea e că știu că urca la deal pe aici, pe undeva. E clar că era o haită pe aici. Nu mi-explic altfel. Opa! Ia uite, biserica acolo, casă, ce e acolo? Uite. Unde sunt aici? Ah, acolo, uite, vezi? Aha! Ok! Aș putea descoperi zona de acolo. Mai găsim și o casă, 2, 3, 4, 5, 10. Nu. Dacă ar fi fost rănit lupul, găseam urme pe aici. Deci, nicio șansă. Lupul a plecat bine mersi de aici. Ei, măcar l-am văzut. Măcar l-am văzut și noi. Știm cum arată. Și nu ne este frică, nu? Sau ne e? Eu am mai fost mâncat de lup, parcă. O partidă destul de bună, zic eu, de vânătoare. Păcat totuși că nu l-am atins pe lupișor. Ar fi fost o chestie super, super tare. Berbecuții s-au teleportat, nu știu ce s-a întâmplat cu berbecuții. Interesant e că au fost pe aici și au fost mulți, mulți. Adică nimic, bă, nimic. Nimic. Mă uitam pe partea asta, absolut nimic. Au fost berbecuții aia care efectiv nu mai sunt. Au plecat toți. Opa! Ia uite acolo. Ia uite ce e acolo. Na. Na de unde se auzeau lupii. Na, de unde se auzeau lupii? Aș putea să stau aici și să trag în ei. Dar aș putea să mă duc mai aproape și să trag în ei. Ia să vedem dacă scoatem 270 de la distanța asta. Na, nicio șansă. E departe. E departe, Bubico. Deci acolo erau lupișorii. Mama lor de lupișori. Știi ce? Continuăm data viitoare. Dacă vrei să știți
Dacă am prins lupișorii, nu ezitați să mă urmăriți și episodul viitor. Sunt sigur că nu va fi în zadar. Ha? Wow, avem și hard acolo. Ia uite cum stau tolăniți, draci, bă. What? Mai e și altul pe acolo, ia uite. Pe unde ești, mă? Oricum, ne întâlnim data viitoare. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine astăzi. Nu uitați like, share, subscribe și, bineînțeles, clopoțelul pentru notificări. Eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei. Până data viitoare, numai bine. La revedere!